Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul său. Așa se spune la Tolstoi. Parcă, a întrebat Caterina, terminând deja al treilea ecler. Nu l-am citit pe Tolstoi, din păcate. I-a răspuns absent prietena ei pe nume Janne, o femeie foarte frumoasă cu os foarte triști. Încă poți recupera timpul pierdut, a pufnit Caterina, gurmanda. Da, trebuie să recuperez. A fost de acord tovarășa ei de conversație în formatul Voi spune orice, doar să mă las în pace. Jeanne se uita gânditoare pe fereastră, așezată la o masă într-un restaurant. De câteva ore ploua încetat, ca în seara aceea care putea fi ultima din viața ei. Oamenii traversau strada în fugă pentru a se adăposti de vreme rea sub copertina unei clădiri sau mașina lor. Din anumite motive, acest spectacol a făcut-o pe Jeanne să râdă. Oamenii sunt atât de ciudați. De ce? a întrebat Ecaterina, ștergându-și mâinile cu un șervețel și privind o surprinsă pe prietena ei. În loc să acceptăm ceva, fugim și ne ascundem. Așa a fost întotdeauna. Instinct și nu poți face nimic în privința asta. Așa funcționează creierul uman. Exact. Dar de ce așa? Aceasta este o întrebare care nu ține de domeniul meu de expertiză. Ecaterina a chemat chelnerul să plătească nota iar Jeanne s-a cufundat din nou în gânduri. Trecutul îi se părea un vis. Uneori, Jeanne chiar credea că a fost viața altcuiva. Abia acum a realizat pe deplin cât de norocoasă a fost. A supraviețuit. Acum, orice lucru mărunt îi se părea atât de nesemnificativ în comparație cu problemele pe care ea și soțul ei reușiseră să le depășească. Și acești oameni de afară, care se temeau de ploaie, păreau jalnici, nu observau atât de multe lucruri, Coborându-și privirea spre asfaltul ud și văzând împrejurimile doar în reflexia apei. Și Jeanne obișnuia să privească lumea prin reflexia altcuiva. Cadouri fabuloase, călătorii, petreceri, evenimente la care participau oameni celebri, toate acestea au fost mult timp norma pentru Jeanne când s-a căsătorit cu Maxim. Un brunet înalt cu oți verzi, o combinație rară, a cucerit inima fetei din prima secundă. Nu a trebuit să facă nimic supranatural. Dar Jeanne nu s-a îndrăgostit de Maxim pentru ochii lui frumoși, în primul rând, deși aspectul lui a jucat și el un rol. Jeanne l-a observat imediat printre invitați. Ca un actor dintr-un film, emana încredere în sine. Prea fermecător pentru a fi în umbră. Maxim era perfect conștient de încântarea pe care o provoca apariția sa în ochii femeilor. Dar numai Jeanne a reușit să-și stăpânească interesul, mai ales că nu se afla la eveniment în scopuri de divertisment, și negocia aspecte de muncă cu un alt sponsor, care refuzase deja de mai multe ori să se întâlnească personal. Prin urmare, această întâlnire a fost deosebit de importantă pentru Jeanne. Bună seara! Bună ziua! a răspuns fata, întorcându-se. Permiteți-mi să vă invit la dans! Maxim s-a adresat ei, întinzându-i mâna. Nu l-a deranjat că fata nu era singură. Un bărbat de vârstă mijlocie stătea lângă ea și era în mod clar nemulțumit că conversația fusese întreruptă atât de brutal. Maxim și-a dat seama că i-a deranjat pe cei doi oameni care erau în mod clar ocupați. Acest lucru era evident mai ales din privirea bărbatului în costumul fără gust. Dacă l-ar fi întrebat pe Maxim de ce a ales-o tocmai pe Jeanne, el ar fi răspuns fără intare. Probabil că este singura persoană care m-a ignorat toată seara. Și așa a fost. Pe parcursul întregului eveniment. Maxima a schimbat amabilități și a vorbit cel puțin câteva cuvinte cu toate fetele, femeile și doamnele în vârstă. Nu i-a fost greu să înceapă o conversație cu oricare dintre ele și să petreacă seara plăcut. Dar când a observat-o pe Jeanne în capătul sălii, s-a trezit gândindu-se că ar vrea să plece de la eveniment doar cu ea. Era ceva atrăgător la ea, o feminitate aparte. Această fată ieșea în evidență printre ceilalți invitați. Nu avea o mulțime de bijuterii la gât, la urechi și la mâini, ca ceilalți invitați, încărcați cu brățări, coliere și cercei. Această strălucire excesivă îi făcea să semene cu niște brazi de Crăciun. Își etalau averea și statutul social. Dar această infatoare, din potrivă, era respingătoare. Maxim îi cunoștea bine pe acești indivizi. Indiferent dacă vreuna dintre ele era căsătorită sau nu, doamnele din înalta societate aveau un singur scop, să găsească un sponsor mai bogat și să-i stoarcă de bani. Puține dintre ele se ocupau de lucruri utile sau lucrau. Acest, din urmă, lucru era ceva de-a dreptul fantastic, pentru că soții își întrețineau soțiile, iar acestea cheltuiau cu ușurință banii lor. Cele mai inteligente puneau puțin deoparte pentru zile negre. Și Maxim se întâlnise cu astfel de femei pentru o vreme. Dar astfel de fete îi se păreau repede plictisitoare, pentru că nu străluceau prin inteligență și nu puteau susține o conversație. Dar această fată, într-o roche ușoară, argintie, cu bretele, care îi accentua silueta sportivă, emana o voință puternică și nu se cu păpușile goale care trăiau pentru a-și întreține aspectul artificial. Frumusețea naturală, nealterată de intervenții inutile, era o plăcere pentru ochi. Ochii în formă de migdale, pielea aurie și părul superb îl nebuneau deja pe Maxim, care știa să aprecieze femeile, iar spatele gol al necunoscutei îl atrăgea ca un magnet. Maxim s-a apropiat de ea cu o invitație la dans. Îi mâncau mâinile să atingă pielea delicată și bronzată, care strălucea în lumina bălăânda a lămpilor cu lumânări. Dar acest lucru ar fi fost nepotrivit. În jur erau o mulțime de oameni, iar mulți se cunoșteau între ei. Dacă Maxim și-ar fi permis să se atingă în public, zvonurile s-ar fi răspândit instantaneu. Da, nu mă deranjează să dansez, dar puțin mai târziu a întrerupt ea minutele lungi de tăcere. Sunt ocupat acum cu rezolvarea unor chestiuni de afaceri. Sper că nu vă veți supăra prea tare și îmi veți ierta lipsa de tact. Fata a zâmbit atât de dezarmant, încât Maxim nu s-ar fi putut supăra nici dacă ar fi vrut. Eu sunt cel care a fost lipsit de tact, întrerupându-vă atât de brutal conversația. Voi aștepta și îmi cer scuze. Mulțumesc! Fata a zâmbit. Vocea ei părea să-i fi rămas întipărită în minte. Maxim nu a răspuns imediat, continuând să stea mișcat. Te voi aștepta lângă arcada aceea. Excelent, a răspuns ea. Mă numesc Maxim, iar numele tău este. S-a trezit el, simțind deja privirea arzătoare a bărbatului care o însoțea pe necunoscută. Jeanne, ea a întins mâna pentru a-l saluta, dar nu a primit o strângere de mână în schimb. Maxim nu s-a putut abține și a atins ușor cu buzele degetele ei delicate pe care nu purta nici măcar un inel. Doar un mic tatuaj care înfățișa o pasăre colibri. Însoțitorul lui Janne, ului de gestul lui Maxim, stătea cu gura căscată. Se uita de sub sprâncene și aștepta ca Jeanne să se elibereze. Ești un adevărat gentleman. Nu am mai întâlnit niciodată un bărbat atât de galant. Voi aștepta. I-a amintit el de el însuși. Lui Maxim i-au plăcut cuvintele noii sale cunoștințe. Era bucuros că o captivase cu manierele sale, dar a încercat să nu-și arate emoțiile. S-a retras încet și a început să observe pe fată de la distanță, fără să uite să ofere un zâmbet strălucitor chelnerițelor care treceau pe lângă el și altor femei atrăgătoare. Niciuna nu a fost lipsită de atenția lui. Probabil că, dacă toate admiratoarele lui Maxim ar fi putut fi adunate într-o arenă, s-ar fi luptat până la ultima suflare pentru atenția lui. Doriți ceva de băut? A întrebat o chelneriță fermecătoare, făcându-i cu ochiul, în timp ce lua un pahar de la masa alăturată. Mulțumesc! Captivat de jocul său, Maxim nici măcar nu a observat cât de repede a trecut timpul. Când s-a uitat din nou în direcția în care stătea Jeanne, nu a mai văzut-o. Un val de panică ușoară s-a ridicat în adâncul sufletului său. Zâmbetul părea să-i se fi șters de pe față. Și-și făcuse deja planuri pentru seară, unde voia să o vadă doar pe Jeanne ca personaj principal. Maxim s-a adresat chelneriței. Nu ați văzut unde a plecat fata în rochea argintie? Stătea la masa aceea? Nu, îmi pare rău. A luat paharul gol și a dispărut în mulțime, puțin supărată. Maxim, oferta ta mai este valabilă? A sunat o voce catifelată lângă urechea lui. În acel moment, lui Maxim i s-a părut că cerurile s-au deschis și un flux de lumină solară s-a revărsat asupra lui, arzătoare și orbitoare. Nu și-a putut ascunde bucuria sinceră că Jeanne era lângă el în acel moment. Credeam că ai plecat, uitând de promisiune. Nu te poți plictisi la astfel de evenimente. Sunt atât de multe probleme de rezolvat cu potențialii parteneri. Se vede imediat că ai spirit de afaceri. Părinții mei m-au crescut așa. Și cu ce te ocut, Jeanne? Organizez ser de caritate. Pot să te ajut și eu, dacă este nevoie. Voi ține cont. Au dansat până când muzicieni au terminat de cântat. Evenimentul se apropia de sfârșit, iar Maxim nu voia să se despartă de minunata lui parteneră de conversație. Jeanne era bine pregătită pentru conversații sociale. Sunt cu mașina mea, te duc acasă, a oferit el, aruncându-și sacoul peste braț. Nu este nevoie mă așteaptă o mașină. Dar îți mulțumesc pentru compania plăcută. Păcat că seara s-a terminat atât de repede. Nici eu nu ți-aș recomanda să te urci la volan. Jeanne l-a privit pe Maxim cu subînțeles. De ce? S-a mirat el. Ai băut? Un pahar de șampanie. A râs. Da. Glumești? A întrebat el deja, văzându-i fața serioasă, simțindu-se jenat. Toate cele bune! Maxim, ai grijă! Maxim era dezamăgit. După ce și-a luat rămas bun, Jeanne s-a îndreptat spre ieșire cu un mers lin, etalându-și silueta seducătoare. Șlițul rochiei îi permitea să se bucure de picioarele ei zvelt în sandale, care erau prinse cu șireturi subțiri înfășurate în jurul gleznei. Așteaptă! A strigat Maxim după ea, trezindu-se și ca și cum ar fi dat la o parte un văl de pe ochi. Da, s-a întors surprinsă și s-a uitat la el, Îndreptându-și o șuviță rebelă. Ne mai putem întâlni? Probabil. De ce nu? Dar nu am numărul tău de telefon, a spus el, ridicând din sprâncene. Suntem deja pe tu? Îmi pare rău. Maxim era jenat, ceea ce era complet neobișnuit pentru el. Dar sub privirea acelor ochi jucăuși, care păreau să-l învăluie și să-l tragă într-o altă lume, era complet pierdut. Jeanne era flatată. Atenția unui bărbat atât de arătos ar fi flatat orice femeie. Jeanne nu făcea excepție, deși nu dădea deloc impresia asta. Din potrivă, se ținea puțin la distanță. După o scurtă pauză, i-a lăsat cartea de vizită și, făcându-i cu ochiul, s-a urcat în mașina parcată. Maxim se simțea ciudat. Nicio o fată nu mai plecase vreodată așa de la el. Iar Jeanne a reușit să-l prindă într-o capcană încă din primele secunde. Oh! Prietene, ai intrat în bucluc, a spus încet partenerul său de afaceri, Alic, bătându-le pe Maxim pe umăr. Ai dreptate în privința asta, a răspuns Maxim, a cărui față s-a schimonosit pentru o clipă într-o grimasă de dezamăgire. Este prea independentă pentru a căuta să se întâlnească cu cineva, chiar și cu cineva ca tine. Mă tem că nu știe cine sunt. Nu vei mai încerca. Ce pot să fac? Ai văzut, s-a urcat într-un taxi și a plecat. Este prima dată când te văd renunțând atât de ușor și lăsând să-ți scape peștișorul de aur. Oleg l-a privit atent pe prietenul său. De deci ce ar trebui să o urmăresc? Nu? A răspuns maxim iritat, lovind cu piciorul pietrele de pe marginea drumului. Altfel cum? Să scoți armăsarul de rasă din grajd, să-l înșeuai și apoi să te grăbești după prințesa ta în împărăția îndepărtată? Glumele tale nu sunt potrivite acum. Oleg! Maxim l-a ignorat pe prietenul său, oftând greu. Nu fi supărat. Am cunoscut două fete fermecătoare, care sunt și bogate, fiicele sponsorului nostru. Nici nu credeam că acest bogătaș are niște frumusețe atât de mature. Să combinăm utilul cu plăcutul. Hai să mergem fără mine, astăzi. Nu am chef. Nu te recunosc. Nici eu nu mă recunosc. Fă-mi o favoare. Salută-le! Sunt în spatele tău. A șoptit o leg, dând din cap spre fetele care se apropiau și împinându-le pe Maxim. Arătând la fel ca două picături de apă, chicoteau drăguți, aranjându-și părul lung și mătăsos și schimbând priviri din când în când. Aproape în același timp, gemenele l-au salutat pe Maxim, pe a cărui față se citea că nu era în apele lui. Bună! Au spus frumusețile într-un glas, întinzând vocalele și au chicotit. Bună ziua! Doamnelor! Oleg vă v-am veseli seara. Eu am treabă. Sper că te-ai gândit bine. Maxim. Oleg i-a făcut cu ochiul prietenului său. Sunt obosit și mă duc acasă. Oleg nu a vrut să-l mai încerce pe prietenul său. Le-a luat pe fete de braț și le-a condus pe terasă. Cartea de vizită din buzunarul lui Maxim părea să ardă o gaură. Abia se abținea să nu o sune pe Janne chiar acum. Doar mândria îl oprea. Iritat, s-a așezat la volan, s-a lăsat pe spate pe scaun și s-a bucurat de cerul înstelat. Era ceva magic și atrăgător în asta. E frumos, a murmurat el, oftând greu. Aș vrea să fiu acum pe mare, întins într-o barcă. Nu voia să meargă într-o casă goală, să petreacă noaptea singur. A deschis acoperișul mașinii. Când a ajuns la debarcader, a ieșit și a inspirat adânc. Mirosea mare și a libertate care acum îi se părea inutilă după ce o întâlnise pe Janne. Maxim și-a promis că o va face soția lui prin orice mijloace. Nu voia ca o astfel de femeie să ajungă la altcineva. Și Maxim a făcut pas cu pas pentru a-și ține promisiunea. În ziua următoare, Maxim a început să adune activ informații despre Janne. Unde locuiește? Ce hobby-uri are? Unde merge? A început să frecventeze aceleași cafenele și restaurante, muzee și fundații, Evenimente și festivaluri, magazine și saloane. Bună ziua, Maxim! Ce surpriză să te văd aici! Jeanne, încântat de cunoștință! Maxim s-a prefăcut surprins. Încercase de câteva zile să-i atragă privirea. În cele din urmă, Jeanne, eliberându-se, l-a văzut și s-a apropiat singură. Cum îți place această galerie? Destul de bine. Am intrat din întâmplare. Ciudat, Aici se intră doar pe bază de invitații, pe care le-am trimis eu personal, a zâmbit Jean Viclean. Înseamnă că una a ajuns la mine din pur întâmplare. Fie așa, a fost de acord ea, aruncându-i o privire vicleană. Dacă ți-ai terminat treaba, poate o cafea? a sugerat Maxim, uitându-se la ceas. Părea că am trecut la pertu. Da, așa este. Maxim a râs. Hai să bem o cafea. După această întâlnire, Maxim a uitat de cluburi și de prieteni. Consumat de scopul său, a făcut tot posibilul să cucerească inima Jeannei. Un an întreg de curte, romantism și aventuri și-a făcut treaba. Într-o seară, când el și Jeanne priveau apusul de soare de pe un iaht alb ca zăpada, a sosit momentul. Maxim a scos din buzunar prețioasa cutie cu inelul: Iubita mea, unica, tandră, încântătoare Jeanne nu-mi pot imagina viitorul fără tine. De aceea, te rog, chiar te implor, fi soția mea. Minutele de așteptare i s-au părut o veșnice. Cutia din mâinile lui devenea grea, ca și cum nu ar fi fost un inel în ea, ci o greutate de 100 de kilograme. Și, în sfârșit, a auzit cuvintele mult așteptate, care i-au ieșit de pe buze și au fost purtate de vânt. Sunt de acord, maxim. Era greu de spus cine strălucea mai tare în lumina soarelui care apunea, diamantul tăiat sau Jeanne, care tocmai primise o cerere în căsătorie. Ea a acceptat, făcându-le pe Maxim cel mai fericit om din lume. În acel moment, multe lucruri se păreau nesemnificative. Credea că totul în viața lor va fi minunat și că nicio problemă nu le va umbri viitorul împreună. Fiecare persoană are atât răsături de caracter pozitive, cât și negative, atât puncte forte, cât și puncte slabe. În cei 12 ani de căsnicie, Maxim și Jeanne au depășit mult împreună, au găsit un teren comun. Erau mulțumiți de viața lor împreună, Jeanne nu ducea lipsă de nimic. Soțul ei sponsoriza toate proiectele, iar ea, în schimb, îl înconjura cu grijă, tandrețe și dragoste. Cei doi copii ai lor primeau o educație bună, participau la diverse activități, călătoreau mult și petreceau timp cu părinții, bunicii și bonele lor. Prin urmare, în timp, Maxim și Jeanne au ajuns să aibă fiecare libertatea personală. Afacerile lui Maxim mergeau bine, profiturile creșteau, dar cu cât avea mai mulți bani, cu atât poftele lui erau mai mari. Era un singur dezavantaj în toată această situație. Jeanne și Maxim abia dacă se mai vedeau. Se părea că nașterea copiilor va salva situația, dar nu a fost așa. A fost chiar mai rău. Inițial, când s-au născut băieții lor gemeni, Jeanne a încercat din răsputeri să-i țină pe copii de parte de străini. Ea a crescut singură și nu a avut încredere în nimeni. Poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care Maxim a început să se uite din nou la fetele tinere. Înainte de căsătorie, Jeanne văzuse deja ce femeia era, dar sentimentele lor erau atât de puternice încât uitase pentru o vreme de existența altor femei. Dar obiceiurile nu au dispărut. La început... Jeanne era foarte geloasă pe Maxim față de angajatele, cunoștințele și fetele care treceau pe lângă el și se chinuia cu presupuneri. Maxim putea flirta în prezența soției sale cu administratorul, chelnerița, vânzătoarea, o colegă, chiar și cu prietena Jeannei. Motiv pentru care aproape că s-au certat odată. Maxim, nu-ți se pare că e prea mult? L-a întrebat ea pe soțul ei după o altă situație stânjenitoare. Tocmai am spus că Ecaterina are picioare frumoase. Ea știe asta și fără tine. Faci din țânțar armăsar. Nu-mi place cum te holbezi la toate fetele din jur. Dar nu-mi pot scoate ochii. Dar pot să taci. De ce? Dacă am îmbrăcat pantaloni scurți, probabil că a vrut să-și arate picioarele. Nu te uiți așa la picioarele mele. Jeanne era foarte supărată, încrucișându-și brațele la piept și examinându-și soțul cu atenție. Ascultă! Vrei să te cerți? Nu! Voiam să ne exprim nemulțumirea. Ți se pare că furia nu-ți se potrivește. Așa deci. Hai să nu mai continuăm. Te iubesc foarte mult, dar sunt bărbat. Mi se pare natural să mă uit la femei, mai ales că sunt atât de multe în jur, încât este imposibil să mă abțin. A spus el în glumă, încercând să-și îmbrățișeze soția de talie. Jeanne se prefăcea că nu este afectată de cuvintele lui. A zâmbit și s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat pentru tot restul serii. Ar trebui să-mi fac gris, se uită Maxim la ea cu suspiciune. Nu, am înțeles totul, dragă. Ai dreptate. Ochii sunt făcuți pentru a vedea frumusețea din jurul nostru. Din acel moment, a început să verifice telefonul soțului ei și să compare zilele în care acesta întârzia la serviciu cu apelurile telefonice. Nimeni nu știa câte lacrimi a vărsat când soțul ei venea acasă și se culca. Jeanne îi lua telefonul pe furș și citea mesajele din aplicațiile de mesagerie. Nimeni nu știa câte lacrimi a vărsat. Jeanne nu i-a spus lui Maxim că știe totul despre aventurile lui. Uneori avea căderi nervoase, dar îi spunea soțului ei că sunt schimbări de dispoziție emoțională pe care orice femeie le are odată cu vârsta. Soțul ei o credea și nu se gândea prea mult la problemele soției sale. Întârzierile lui la serviciu au devenit zilnice, iar călătorile de afaceri frecvente și lungi. În cele din urmă, Jeanne a decis că era timpul să se ocupe de propria viață și să împartă responsabilitățile de creștere a copiilor între bunici și bona. Această decizie a fost dificilă pentru ea, deoarece era foarte atașată de copii, dar Jeanne și-a dat seama că, dacă va continua să trăiască în acest fel, își va pierde soțul definitiv și va nebuni de gelozie. La acel moment, nu se gândea la divorț ca la o soluție la problemă, deoarece dragostea pentru soțul ei depășea orice altceva. Jeanne, fiica mea, cum poți face așa ceva? Ai fost cu copiii 24 de ore din 24, iar acum mi-i ai adus pentru o lună. Maxim nu are nimic împotrivă. Mama Jeannei se agita în bucătărie, aranjând dulciuri și cești de ceai pe masă. Mamă, Maxim este preocupat pentru a fi atent la astfel de fleacuri. Jean ne rupea nervoasă ambalajul unei bomboane, deschizându-le și închizându-le din nou. Aveți probleme! S-a adresat ea fiicei sale cu o voce serioasă, văzând cum se comportă aceasta. Totul este bine, vreau doar să am timp pentru mine. Jean ne-a răspuns, ridicând din umeri. Dar de ce așa, în detrimentul copiilor? Nu înțeleg. Mamă, dacă tu și tata nu sunteți dispuși să mă ajutați, o voi ruga pe soacra mea. Îi este dor de nepoți. Și nouă, mie și tatălui tău, ne este dor de ei. Dar și soacra ta trebuie să fie solicitată din când în când. Nu putem sta tot timpul noi cu nepoții. Bine, voi vorbi eu cu socrii mei. Până atunci, lasă copiii la noi. Vom vedea ce vom face mai departe. Până nu merg la școală, e mai ușor. Aranjează-ți viața personală cu maxim a oftat ea către fiica ei. Mulțumesc, mamă! A început o nouă etapă în viața Jannei. A început din nou să meargă intens la saloane de înfrumusețare, la masaje, la fitness și și-a făcut noi cunoștințe. Acest lucru a făcut mai ușor să accepte infidelitățile soțului ei. Maxim era bucuros că Jeanne era ocupată cu treburile și cu ea însă și. Nici măcar nu bănuia nimic. Soția lui își ascundea atât de elegant întâlnirile cu alți bărbați, deși acestea se limitau deocamdată la conversații și plimbări. Nu te gândești ce vei face dacă Max te părăsește. O întreba din nou prietena ei binevoitoare, îngrijorată, pe Janne. De ce crezi că va pleca? Jeanne a răspuns puțin mai tăios decât ar fi vrut, începând să se enerveze din cauza sfaturilor prietenei sale. Pur și simplu este văzut adesea cu fete diferite la conferințe și după acesta, la evenimente și petreceri, a ridicat ea din numeri. În timp ce tu flirtezi cu instructorul și cu alte persoane nesemnificative, soțul tău bogat va fi agățat de vreo Asta e munca lui, să cunoască oameni noi, să-și extindă rețeaua. Afacerile sunt afaceri. Ecaterina a replicat Jeanne calm, terminându-și cafeaua și punând ceașca pe farfurie cu un zgomot. Altfel, Vezi tu, va cere divorțul și te va lăsa cu nimic. În locul tău, aș strânge dovezi compromițătoare împotriva lui, nu se știe niciodată. Dragostea e bună, încrederea e și mai bună. Dar, după cum se spune, ai încredere, dar verifică, dragă, îți dau un sfat prietenesc. Ecaterina a făcut o față expresivă, arătând cât de importantă era gloria ei. Se uita la oamenii care treceau pe lângă ea cu o privire evaluatoare, ca și cum ar fi fost clienți într-un magazin. Înțelepciunea nu poate fi contrazisă. A râs Jeanne, dar s-a gândit că prietena ei avea dreptate, chiar dacă nu își putea pune ordine în viața personală. Dar, după cum se spune, sfaturile sunt întotdeauna date de cei care au eșuat în ceea ce încearcă să pare experți. Aceasta este experiența de viață. Am trei divorțuri la activ. După cum vezi, nu am rămas cu nimic. Ecaterina a vorbit ca și cum ar fi fost mândră de viața ei, scotocind în geanta ei frumoasă pentru a găsi o oglindă și un ruj. Ecaterina, tu te-ai căsătorit pentru bani, dar eu îl iubesc pe maxim. Aceasta este toată diferența. Ce este dragostea în realitatea noastră modernă? Fără bani, nu există dragoste. Dragă, trebuie să te gândești mai întâi la tine și apoi la ceilalți. Nu ai dreptate. Când te vei îndrăgosti, vei vorbi altfel. Toate astea sunt atât de departe de mine. Dragostea, grijile, nervii în plus. Nu mai am 20 de ani, chiar dacă arăt grozav. A râs ea, dându-și cu pe buze. Dar sentimentele sunt cele care ne fac să fim vii. Jeanne, te privesc. Arăți groaznic, prietena mea. Erai mai plină de viață înainte de căsătorie. Îmi pare rău, spun lucrurilor pe nume. Hai să-ți dau și eu cu ruja prins. A întins mâna spre fața Jeannei, dar aceasta s-a retras și s-a uitat cu regret sincer la Ecaterina, care stătea în fața ei. Totuși, te sfătuiesc să te ocupi de viitorul tău. Angajează un detectiv. Ascultă sfatul meu. Ecaterina a renunțat la încercările ei de a-și machia prietena. În următoarele câteva zile. Jeanne a căutat un detectiv care să poată scoate la iveală cât mai multe dovezi compromițătoare despre soțul ei credincios. Și a găsit o astfel de persoană. Un profesionist cu experiență vastă. Multe soții ale foștilor oligarhii, care aproape că au rămas fără nimic, au vorbit pozitiv despre el. Jeanne, un bărbat într-un costum deschis la culoare, dinin și cu pălărie, s-a apropiat de ea. Da, sunteți Leonid Evgenievici. Mă bucur să vă cunosc. Spunem. A trecut direct la subiect, scoțând un carnețel din servietă. Jeanne a explicat esența problemei, a spus că soțul ei o înșală, dar care nevoie de dovezi solide ale aventurilor sale. Știe aproximativ de cât timp a început să înșele. A fost întotdeauna una femeiat. Pur și simplu am acceptat asta. Ești o femeie ciudată. Când iubești pe cineva, ești dispus să faci multe pentru el, chiar și să tolerezi infidelitatea. Nu sunt dispusă să discut asta cu tine. Nu ești psiholog. Ai să râzi, dar am o diplomă în psihologie. E ciudat că ai ajuns într-un alt domeniu. Te saturi să sadi în creierul altora. E mai bine în lenjeria murdară a altora? Jean ne-a scăpat asta. Să presupunem că a fost o glumă bună. Detectivul a zâmbit. Îmi pare rău, nu am vrut să te jignesc. După ce s-a înțeles cu detectivul asupra termenilor înțelegerii, Jeanne s-a liniștit puțin. Pentru a se distra complet de gândurile rele, a mers la o petrecere de caritate, unde a cunoscut un om de afaceri foarte faimos. Dima Nesterov era proprietarul unui lanț imens de florării, unde își făceau comenzi în principal oamenii bogați. Afacerea sa se baza pe vânzarea de buchete și aranjamente de lux pentru evenimente pretențioase. Jeanne îl cunoștea din vedere, pentru că îl văzuse de câteva ori la câteva întâlniri cu coada ochiului dar atunci nu avea ca scop să agațe un bărbat. Era prea absorbită de soțul ei, iar dragostea pentru el eclipsa tot ce o înconjura. Dar acum, când Nesterov s-a interesat de ea și a venit el însuși să se prezinte, Jeanne a fost bucuroasă să-i facă seara mai plăcută, sperând să profite la maximum de această cunoștință utilă. Seara a decurs așa cum plănuise ea. Dima a mușcat momela. Acum Jeanne știa că o va invita cu siguranță să se întâlnească într-un cadru informal. Tot ce trebuia să facă era să aibă răbdare. Între timp, detectivul a întocmit un dosar complet despre Maxim și, o săptămână mai târziu, i-a adus dosarul Jannei. Suspiciunile tale s-au adeverit. S-au adunat atât de multe într-o săptămână, încât nu văd rostul să prelungesc ancheta cu o lună sau două. Maxim are multe păcate pe conștiință. Uite, uită-te! Aici sunt fotografii, liste cu cine s-a întâlnit și transcrieri ale apelurilor. Îmi pare rău. Dacă aveți un contract prenupțial, divorțul va fi mai ușor. Veți putea folosi aceste dovezi pentru a obține bunuri. Jean ne-a deschis dosarul și a răsfoit câteva pagini. Asta a fost suficient pentru ea. Pe unele dintre fetele cunoștea personal, iar cu una dintre ele chiar lucrase. Da, avem stipulat în contract ce pierde în caz de infidelitate. Cel puțin în privința asta am fost rezonabilă, a spus ea trist. Atunci, felicitări! Ar fi pentru ce? Jeanne i-a mulțumit detectivului și i-a plătit suma convenită. Mi-ați ajutat foarte mult. Vom ține legătura în cazul în care am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Puteți apela oricând, dar sper că acest lucru va fi suficient pentru ca divorțul să decurgă fără probleme. Mă îndoiesc că este ceva bun în asta. Vă înțeleg. Mulțumesc! Excelent! Toate cele bune! Bărbatul și-a închis servieta și-a dispărut rapid din vedere. Imediat, telefonul Jeanne a sunat, iar soțul ei a anunțat că pleacă într-o călătorie de afaceri pentru câteva zile. Fie că Jeanne s-a trădat prin vocea ei supărată, fie că soțul ei se simțea pur și simplu vinovat, dar în tonul lui s-au strecurat note bâlânde. Jeanne nu mai auzise atâtea vorbe dulci de mult timp și acest lucru a mișcat-o profund. Dragă, mă voi întoarce și vom petrece timp împreună, doar tu și eu. Draga mea, plângi cumva acolo? Nu-ți face gris. Concentrează-te pe treburile tale. L-a liniștit soția sa. Ți s-a întâmplat ceva? Sau copiilor? Nu, Maxim. Am spart doar cana mea preferată. A mințit ea. Îți vom cumpăra o cană de o sută de ori mai bună. Acea cană era unică. Cea de la atelierul de olărit? Da. Când am mers împreună, îți amintești îmi amintesc. Ca și cum ar fi fost într-o altă viață. Jean ne-a izbucnit în lacrimi și a închis telefonul, incapabilă să mai audă vocea soțului ei, care îi răscolea vechile răni. Era mai ușor pentru ea să nu audă deloc vocea soțului ei. Era mai ușor să accepte că el nu îi mai aparține doar ei. În gând, Jean ne blestema toate călătoriile lui de afaceri, amantele care se înșelau reciproc. A găsit numărul de telefon al lui Nesterov în contactele sale. După ce a uitat mult timp să apese butonul de apel, a sunat în cele din urmă. Acesta nu se aștepta la un apel, dar a fost incredibil de fericit să audă vocea Jannei. Dima, s-ar putea să ți se pare nerușinat din partea mea, dar ce părere ai să petrecem ziua liberă de mâine împreună? Aveam atât de multe planuri, dar nu mă pot concentra pe nimic. Tu ești ultima mea speranță, a izbucnit ea. Janne, aș fi încântat să-ți înseninez ziua. Și dacă nu aveți nicio sugestie despre cum să vă petreceți ziua liberă, atunci permiteți-mi să mă ocup de asta și să vă fac o surpriză. Mai intrigat. Atunci ne vedem mâine, Dima, pe curând, a exclamat el entuziasmat. Jeanne i-a dat lui Nesterov adresa de unde putea să o ia. Acum nu mai rămânea decât să aștepte ziua de mâine. Gândurile ei se învârteau în cap ca un vârtej. De ce l-a sunat pe Nesterov? acționează ea nechipzuit? Dacă Maxim află despre asta, s-a foi toată noaptea, gândindu-se la soțul ei, la căsnicia lor și la copiii care erau la bunica ei la țară. Se simțea vinovată și nesigură. Jeanne nu înțelegea de ce viața ei se desfășura așa și de ce trebuia să joace un rol într-un joc dublu. Îi era dor de soțul ei. Îi era dor de anii în care erau cu adevărat fericiți. După ce a plâns în pernă câteva ore, Jean a dormit gândindu-se la Maxim. Dimineața a început vioi. Ceasul deșteptător suna fără încetare. Jean a sărit din pat și s-a uitat la ceas. După ce a făcut un duș rapid și a luat micul dejun, s-a machiat și s-a privit mulțumită în oglindă. Tot ce mai rămânea de făcut era să decidă ce să poarte la întâlnirea cu Nesterov. Jeanne nu avea nicio idee unde avea de gând să o ducă, așa că a decis să opteze pentru un costum din in, care, în principiu, se potrivea oricărei ocazii. A sunat telefonul. Bună dimineața, Jeanne! Șoferul meu vă așteaptă în fața casei. Dacă sunteți gata, aș fi încântat să veniți. Nestero v-a murmurat practic în receptor. Bună ziua, Dima! Da, tocmai am terminat toate treburile. Nu-mi spuneți ce fel de loc este acesta. Lasă-l să fie o surpriză. Trebuie să existe măcar un mister. Bine, știi să intrici. Ne vedem. Jeanne. Șoferul a dus-o pe Jeanne la complexul ecvestru pe care Nesterov îl cumpărase recent și cu care voia să se laude acum. Dima se schimbase deja și o aștepta pe invitată. Îi întinse galant mâna și o ajută să coboare din mașină. Jeanne a fost surprinsă. Se aștepta la orice, dar nu la asta. Emoțiile ei sincere l-au făcut pe proprietarul întregii acestei splendoare să zâmbiască. Așa că ai ajuns aici. Sper că nu te-am dezamăgit, iar plimbarea noastră călare îți va lăsa doar amintiri plăcute. Janne, ai călărit vreodată? A întrebat-o el cu participare. Niciodată, dar sunt nebunește de încântată de cai. Atunci vă vor arăta unde vă puteți schimba, iar apoi vom primi instrucțiuni. Asistentul lui Dimaia a dus Jeannei un costum de călărie și cizme. Totul era perfect potrivit ca mărime. Jeanne a intrat în cameră și s-a schimbat. Dima s-a dovedit a fi un călăreț și un profesor excelent. Ascultându-le, Jeanne a înțeles rapid principiile de bază. În cele din urmă, a învățat să călărească în câteva ore, ceea ce l-a șocat pe Nesterov. Ai talent, Jeanne. Dacă nu ai fi fost căsătorită, m-aș fi aruncat la picioarele tale. Este periculos, pentru că sunt pe cal, iar a fi călcat în picioare nu este cel mai bun final pentru o astfel de plimbare. Amândoi au râs. Sunt atât de multe locuri frumoase aici. Le putem vedea? Da, tocmai voiam să vă sugerez asta, dacă nu sunteți prea obosită. Nu, sunt plină de energie. Jeanne a sărit ușor de pe cal. Dima ea a arătat proprietatea. Ferma. Lacul. Jeanne a fost uimită de natură. Seara. Nesterov a dus-o el însuși înapoi în oraș, sugerând pe drum să se oprească la una dintre florăriile sale. Jeanne, aceste flori sunt o mică parte din ceea ce meriți cu adevărat", a spus Dima, înmânându-i un buchet superb. Sunt foarte încântată. Timpul a trecut pe nesimțite cu tine. Nu m-am mai simțit așa de mult timp." Jeanne l-a atins pe mână. Știa că depășește limitele, dar nu se putea opri, mai ales că Dima îi răspundea la flirt. Probabil că nu știți, dar soția mea a murit acum un an. Îmi pare rău. Asta e viața, nu e vina ta. Pur și simplu nu am mai simțit o asemenea liniște cu nimeni de mult timp. Dima, nu e nevoie. Mă bucur că mi-ai ținut companie astăzi, a întrerupt-o el. A fost o zi minunată și nu este meritul meu. Nu fi modestă, Jeanne. Angajata magazinului se uita speriată când la directorul ei care o copăleșea pe frumoasa femeie cu complimente, când la aranjamentul floral în spatele căruia se ascundea un client care își pusese degetul la buze. Nesterov i-a deschis ușa Jannei, s-a urcat în mașină, iar fata din florărie s-a adresat clientului. Să vă împachetez florile?" Nu, îmi pare rău," a răspuns el și a ieșit în grabă, văzând un taxi în parcare. Maxim avea miustrări de conștiință de câteva luni, pentru că abia dacă mai apărea pe acasă. Văzând că soția s-a încetat să-i mai acorde atenție și că se ocupă doar de ea și Maxim a început să se gândească mai des la ea, dintr-un motiv oarecare. Sentimente de mult uitate au reînviat în sufletul său. Îi era dor de soția lui. Călătoria de afaceri era planificată pentru două zile. O zi pentru a rezolva probleme de afaceri, iar a doua zi Maxim voia să o dedice distracției. Dar, după ce a încheiat negocierile, a cumpărat un bilet înapoi în aceeași seară, dorind să petreacă ziua următoare cu Janne. Sania, salut! Planurile s-au schimbat. Am nevoie să vii după mine, dar nu-i spune Jannei. Maxim și-a chemat șoferul la aeroport și l-a rugat să-l ducă la florăria lui Nesterov, pe care îl cunoștea de mult timp. Maxim cumpăra adesea flori pentru amantele sale, așa că știa unde era cea mai bună selecție de buchete. Pentru el a fost o surpriză să audă vocea soției sale și a lui Nesterov abia reușind să se ascundă în spatele unei instalații florale, Maxim i-a urmărit și a auzit fragmente de conversație. Și acum, indiferent de ce, și-a propus să-i urmărească și să o demasce pe Janne. Maxim nu înțelege cum au reușit să aibă o aventură pe la spatele lui și, cel mai important, cum a putut să nu observe nimic tot timpul acesta. Maxim i-a cerut șoferului de taxi să urmărească mașina străină neagră. Sania, nu mă aștepta, pentru azi e totul ia un taxi acasă. Maxim a sunat și l-a eliberat pe șoferul său, care aștepta lângă florărie. Mașina lui Nesterov s-a oprit lângă restaurant. Șoferul de taxi a cerut plata în avans, realizând că Maxim nu avea de gând să iasă. Nu vă faceți gris, vă voi plăti. Maxim a scos niște bancnote și le-a dat șoferului de taxi. Aici sunt destui bani pentru o oră de așteptare. Îmi propuneți să stau aici o oră întreagă. Ce diferență vă face dacă mergeți sau stați pe bani? Nu e nicio diferență, dar nu trebuie să vorbești așa de urât cu mine. Șoferul a ieșit din mașină și a lovit roțile, prefăcându-se că le verifică, dar de fapt își elibera stresul și încerca să-și potolească furia. Maxima a așteptat în mașină aproximativ 40 de minute până când soția lui a ieșit. Spre ușurarea lui, Jeanne nu s-a urcat în mașina lui Nesterov, ci a așteptat un taxi. Dima a ajutat-o cu amabilitate să se așeze și a pus un buchet imens pe bancheta din spate. Urmându-și soția, Maxima a ajuns acasă. Încerca să nu se enerveze, dar sentimentele îl copăleșeau. Deși nu a văzut nimic indecent în comportamentul lui Jeanne, indignarea clocotea în el. Nu putea accepta faptul că, în absența lui, ea își petrecea timpul în compania unui bărbat frumos și bogat, care era și văduv. Afara a început să plouă mărunt. Picăturile se spărgeau pe parbriz. Șoferul de taxi aștepta deja cu nerăbdare ca Maxim să părăsească mașina. Bătând nervos în volan, se uita pe sub sprâncene în oglinda retrovizoare. Maxim a ieșit din mașină și, acoperindu-se cu sacoul ridicat, s-a îndreptat spre casă. În hol, lumina era aprinsă și erau urme ude. Jeanne era deja în camera ei și fredona un cântec, admirând florile din vază s-a întors brusc când a auzit sunetul ușii deschizându-se. Costumul frumos era ud de ploaie. Șuvițe de păr îi cădeau pe umeri. Bună, dragă, văd că nu ai pierdut timpul. De la cine este buchetul atât de luxos? Maxim stătea în prag, cu brațele încrucișate la piept. Nu arăta prea prietenos, iar ochii ardeau de furie. Bună! Nu trebuia să fie în deplasare până mâine. Jeanne se uita înspăimântată la soțul ei, încercând să găsească o scuză. M-am întors puțin mai devreme. E minunat, a spus ea neconvingător. Deci de unde sunt florile? Mi le-au dat pur și simplu. Astfel de buchete nu se dau pur și simplu. Dragă, se pare că cineva a considerat potrivit să mă bucure cu flori frumoase. Poți să nu te stresezi, inventând o scuză. Te-am văzut cu Nesterov. Îl cunoști? Da, te surprinde asta. Lumea e mică. M-a dus cu mașina. Asta e tot. De cât timp aveți astfel de întâlniri călduroase? Pentru că săptămâna trecută am încheiat un proiect cu el și nu mi-a spus nimic despre faptul că o cunoaște pe draga mea soție. E uimitor cât de mincinoși pot fi oamenii. Nu am nicio întâlnire călduroasă cu el. M-a dus cu mașina după un eveniment. A mințit ea. Și ce fel de eveniment a fost? Și de ce miroși așa ciudat? Maxim și-a încrețit nasul. Am fost la complexul sportiv și de wellness. Am niște clienți care voiau să organizeze o petrecere acolo. Cel pe care l-a cumpărat Nesterov. Da, probabil. Nu urmăresc achizițiile lui. Și vrei să spui că ai fost acolo din pură întâmplare. Cum altfel ar trebui să fie? Sau crezi că am o aventură cu el? Nu fi ridicol. Am senzația că mă voi sufoca din cauza tuturor minciunilor pe care le aud. Maxim s-a îndreptat spre Jeanne, care se retrăgea. Poate-mi spui sincer ce ai cu el. Ți-am spus sincer. Abia ne-am cunoscut. Jeanne s-a așezat în spatele canapelei, ca și cum ar fi fost mai în siguranță acolo. Uimitor! Mi s-a părut prea fericit pentru un văduv. Se dă la soțiile altora. Ai decis să mă acuzi de ceva în care tu ești implicat până peste cap. A decis să schimbe tactica. Maxim a zâmbit ironic. Îți răspund doar: Ai o grămadă de amante, iar pe mine mă acuzi pentru un buchet de flori. De unde ai scos prostiile astea? Maxim a fost uluit și s-a oprit în mijlocul camerei. Știu totul. E inutil să negi. Vorbe goale, fără nicio dovadă. Există dovezi. Un dosar întreg, cu un raport detaliat și fotografia ale amantelor tale. Așa că nu vei reuși să te prefaci că ești un soț nefericit. Maxim, stai, adică m-ai urmărit? Te-ai coborât atât de jos? Umilința este să tolerezi infidelitățile tale și neglijarea față de mine și copii. Jeanne a scos o valiză și a început să-și strângă lucrurile. Nu v-am neglijat niciodată. Am mult de lucru dar am încercat întotdeauna să fiu un tată și un soț bun. Serios? E absurd. Lasă valiza. Jeanne, uită-te la mine. M-am săturat să mă uit, a răspuns ea cu răutate. Te duci la un bărbat mai tânăr? Soția lui Nesterov a murit, iar tu ai profitat de ocazie. A început să se enerveze maxim. Ești nebun? Jeanne s-a uitat nedumerită la soțul ei, clătinând din cap. Am crezut până în ultimul moment că a mai rămas ceva uman în tine. Dar tu, haide, vorbește, sau nu-ți vine să spui? Maxim era la limită, realizând că soția lui l-a păcălit și a avut inteligența să angajeze un detectiv. Acum putea pierde aproape toată averea și fundația, dăruite soției sale conform contractului prenupțial, care includea o clauză despre infidelitate. Max, mai bine plec de bunăvoie, altfel le voi spune totul copiilor și părinților. Lasă-mă să trec. Nu am terminat. Te duci la el? Nu, mă duc la apartament, a răspuns ea, aruncând lucrurile în valiză la întâmplare, doar ca să plece mai repede. Singură, desigur, singură. Ce e ciudat în faptul că vreau să fiu singură? Jeanne era din ce în ce mai iritată. Înainte nu-ți plăcea prea mult singurătatea, a remarcat Maxim, privind-o neîncrezător pe soția sa. Jeanne a încercat să-i dea mâna la o parte din prag, dar soțul ei stătea ca o stâncă. Atunci s-a strecurat pe sub brațul lui, dar Maxim a ținut-o de umăr. Durerea i-a străpun corpul și Jeanne a țipat. Încercând să scape din strânsoarea lui, a alunecat pe parchetul lucios și, împiedicându-se de marginea covorului, a căzut cu un zgomot puternic. Jeanne! Maxim s-a plecat panicat peste soția sa. Un nod nodi s-a pus în gât la vederea bălții de sânge. Jeanne se lovise puternic cu capul de colțul comodei. Cu mâinile tremurânde, a scos telefonul din buzunarul pantalonilor și a chemat ambulanța. Tot ce a putut face a fost să-și scoată cămașa albă și să o apese pe tâmplată iata soției sale. Așa l-au găsit medicii, tremurând și alb ca varul. Maxim stătea lângă soția sa inconștientă și tremura din tot corpul din cauza stresului trăit, repetând același cuvânt, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău, îmi pare rău. Janne, dragă, trezește-te, îmi pare rău, te rog. Și apoi totul a fost ca într-un film de groază. A venit ambulanța, apoi poliția, interogatorii, semnături pe hârtii, o care îl pălmuia ușor pe obraz. Apoi, Maxim a fost dus la spital. Singurul lucru care i-a ajuns la cunoștință au fost cuvintele medicului de la terapie intensivă, prin ceață. Soția dumneavoastră este în comă. Rugați-vă! Prietene, ce rost are să stai aici? Copiii te așteaptă. Dacă situația se schimbă, medicii te vor suna. Oleg se uita cu compasiune la Maxim, care abia scăpase de închisoare sub suspiciunea de tentativă de omor asupra soției sale. Oleg îl ajutase să scape. Totul a fost pus pe seama unui accident. Dar exista o problemă. Dacă Jeanne nu-și revenea, se va deschide un dosar penal atunci niciun ban nu l-ar mai ajuta să iasă din închisoare. Bine, mă duc acasă. Încerc să dorm câteva ore. Poți să stai tu aici? Maxim căsca și-și freca ochii obosiți și încețoșați, incapabil să gândească limpede. Oleg a dat din cap afirmativ și l-a condus pe prietenul său la mașină. Când Maxim a ajuns acasă, a avut puterea doar să ajungă la canapea și să cadă. Era zdrobit și deprimat. A adormit imediat nu știa cât timp a dormit, dar când s-a trezit, deasupra lui se aplecau capetele copiilor și ale soacrei sale, care așteptau cu nerăbdare ca Maxim să se trezească. Bună, tată! Bună, dragilor! Și când vine mama? În curând, trebuie să se odihnească puțin, a răspuns Maxim, amintindu-și fragmente din visul în care Janne, zâmbitoare, alerga spre el, ținându-și rochea ușoară de vară. Îi vedea mâna întinsă cu tatuajul colibri și buzele care șopteau că totul va fi bine. Și apoi totul a devenit alb. Te sună cineva. Soacra s-a tresărit la uzul soneriei puternice, atinându-le ușor pe ginere pe umăr. Telefonul lui Maxim suna. A răspuns nesigur, neștiind la ce vești să se aștepte. Rele sau bune. Când medicul i-a spus că Jeanne și-a revenit, Maxim a simțit că pământul îi se clatină sub picioare. De ușurare și fericire. Voia să strige. Vin imediat. Stați cu bunica. Trebuie să merg la mama voastră. Le-a spus copiilor cu un zâmbet și a chemat-o pe soacra sa în altă cameră pentru a-i da vestea. Ce? A întrebat doctorul. Jeanne și-a revenit. M-au rugat să vin cât medicul are pauză, apoi va pleca în vizită la pacienți. Maxim, vin și eu cu tine. L-a implorat ea poate data viitoare. Dar e fiica mea. Înțeleg. Te rog. Maxim. Și cine va sta cu copiii? Te rog, lasă-mă să merg repede acolo. Mă întorc și apoi îl rog pe șofer să te ducă. E o chestiune de viață și de moarte. Trebuie să o văd pe Janne. Bine. Maxim a văzut cum soacra să-și face griji pentru fiica ei și este sfâșiată de incertitudine dar el voia să-și ceară mai întâi scuze de la soția sa și să vorbească cu ea, să o roage să nu-l părăsească. Oleg l-a întâmpinat pe Maxim și l-a îmbrățișat strâns. Oleg, îți mulțumesc enorm. Nu știu ce m-aș fi făcut fără tine. nu mulțumesc. mulțun. Du-te la soția ta. Iar eu am plecat. Medicul ți-a cerut să treci pe la el în birou după aceea. Ne auzim, prietene. Maxim i-a strâns mâna lui Oleg, a îmbrăcat un halat și a intrat în salon. Jeanne era conectată la senzori și la un tub. A clipit când l-a văzut pe Maxim. În ochii ei a apărut pentru o clipă groaza, dar a fost imediat înlocuită de indiferență. Lui Maxim i s-a părut că fie nu l-a recunoscut, fie îl ignoră. Dragă, bună, cum te simți? Clipește de două ori dacă ești bine. Dar ea s-a întors și a închis ochii, oftând greu. Ritmul cardiac a crescut. Aparatul a început să scoată sunete puternice. A intrat în fugă o asistentă și l-a rugat pe Maxim să iasă. Nu înțelegea ce se întâmplă. Era împins afară din salon de mâini în mănușate medical, atât de reci și neplăcute la atingere încât s-a cutremurat. Veniți la mine în birou, i-a spus medicul lui Maxim. Apoi i-a explicat diagnosticul și consecințele traumatismului, recomandările despre cum să se comporte cel mai bine cu pacienta. Nu vă faceți griji. Pierderea memoriei poate fi temporară. Se întâmplă. Va trebui să aveți răbdare și să o înconjurați pe soția dumneavoastră cu căldură și dragoste. Faceți lucruri care îi plăceau odată, plimbați-vă prin locurile preferate și așa mai departe. Impresiile trebuie să fie doar pozitive pentru a avea o dinamică bună. Adică, acum nu-și amintește absolut nimic? De ce? Își amintește unele lucruri. Dar nu pot vorbi în numele soției dumneavoastră. Mm. Cum ați știut că și-a pierdut memoria? Am pus întrebări simple. Dar și-a recunoscut rudele sau măcar propriul nume. Nu vreau să vă întristez și să trag concluzii pripite. Ea nu-și amintește deloc de dumneavoastră și de copii. Și-a spus numele cu greu. Nu înțeleg. Totul va fi bine. Principalul lucru este să credeți. Soția dumneavoastră va fi externată peste trei zile. Iar apoi, conform programului, o veți aduce la mine pentru examinare. Pot să o văd acum? Nu, încă nu și-a revenit după comă. O vizită scurtă a fost suficientă. Chiar și de la asta, pacienta a primit o doză de stres. Aș recomanda liniște atât pentru soția dumneavoastră, cât și pentru dumneavoastră. Dați-i timp! Doctorul l-a bătut pe Maxim pe umăr și l-a condus spre ieșire. Se poate măcar. Mama va veni mâine la Jeanne. Deja înnebunește de la ce se întâmplă. Maxim a mai făcut o încercare. Bine, dar nu pentru mult timp. Soacra l-a asaltat pe Maxim cu întrebări chiar de la ușă. Copiii dormeau în camera lor, iar ea nu putea dormi. Jeanne și-a revenit, dar și-a pierdut memoria. Ce anume și-amintește este greu de spus deocamdată. Și cel mai important, pe cine? Maxim. Dar cum așa? soacra s-a prăbușit literalmente pe perete, ascunzându-și fața în palme pentru a-și înăbuși țipătul. Mâine doctorul va permis să veniți la Janne pentru scurt timp. Maxima a așezat-o pe soacră pe un scaun și și-a turnat un pahar cu apă. Mâinile îi tremurau. Inima îi bătea cu putere. Abia acum a început să-și dea seama, Janne nu-și amintește nimic. Și atunci l-a lovit o idee. La urma urmei, are șansa să îndrept totul și să-și spășească vina față de soție. Vă simțiți mai bine? A întrebat Maxim soacra sa. Principalul lucru este că fiica mea este în viață. A șoptit ea. Totul va fi bine. Jeanne a fost externată abia după o săptămână. Slăbită și palidă. Semăna cu o umbră. Copiii nu s-au repezit imediat să o îmbrățișeze. La început s-au speriat. Dar sub privirea bălândă a bunicii și a tatălui s-au apropiat de mamă. Jeanne se uita nedumerită la ei, apoi la Maxim, ca și cum ar fi cerut sprijin. Acesta a înțeles imediat din privirea soției sale că nu are chef de copii. Le-a dat fiilor să-i sarcini, să ajute în bucătărie să pună masa. Acum se străduiau să fie de folos și strigau care mai de care ce va face. Bunica le dădea instrucțiuni și le cerea să fie atenți cu vasele. Jeanne, hai să mergem! Îți voi arăta camera noastră. Dacă vrei să fii singură, voi dormi în camera de oaspeți. Ea a dat din cap în semn de aprobare, fără să spună nimic. În tot corpul ei era o slăbiciune puternică. Maxim a ajutat-o cu grijă să se ridice din scaunul cu rotile. Văzând că încă nu are suficientă putere, și-a ridicat soția în brațe. Maxim și-a amintit ultima dată când și-a ridicat soția în brațe: ea nu era atât de ușoară ca un fulg. Iar acum aproape că nu-i simțea greutatea, ca și cum soția lui ar fi devenit lipsită de greutate. Inalând parfumul părului ei, a dus-o în cameră. Apoi a așezat-o cu grijă pe pat, acoperindu-i picioarele cu o pătură. Îți voi aduce papuci, iar tu privește în jur." Totul a rămas la locul lui. A închis ușor ușa. Mulțumesc! Jeanne auzea râsetele și gălăgia copiilor în bucătărie și a zâmbit involuntar dar de îndată ce Maxima re a apărut în cameră, zâmbetul a dispărut instantaneu de pe fața femeii. Dacă vrei, îți voi aduce cina aici. Copiii, părinții și cu mine am fi bucuroși să te avem la masă. Toți ți-au dus dorul și te-au așteptat. Nu știu. Jeanne s-a întors spre fereastră, strângând în mâini colțul cuverturii. Vom reuși. Aus? Te voi ajuta în toate și eu te-am așteptat și mi-a fost foarte dor de tine, dragă. Maxim i-a atins degetele, dar Jeanne și-a retras brusc mâna. Vreau să fiu singură. S-a întins pe pat și s-a gemuit. Mă simt foarte rău. Poate de la medicamente? Tot timpul îmi vine să dorm și am o stare de moleșeală. Ai luat pastile? Da. Nu mă simt rău doar fizic, doar dăm timp să diger totul, a spus Jeanne cu greu. Bine. Maxim, înțelegând, a dat din cap. A ieșit din cameră și a stat sprijinindu-și capul de ușa închisă. Jeanne era atât de aproape și în același timp atât de departe. În ochii ei nu vedea niciun indiciu de vreun sentiment, doar frică. Maxim era așteptat la cină, dar asculta cum plânge în spatele ușii cea mai apropiată persoană pe care nu o putea aborda și consola. Dacă ar intra la soția lui, și-ar pierde încrederea pentru totdeauna nu-i rămânea decât să aștepte, să spere și să creadă că totul va fi ca înainte în viața lor. Mama este obosită, a întrebat unul dintre fii cu tristețe, când Maxim s-a așezat la masă. Da, are nevoie de odihnă. Mama nu-și amintește deloc de noi. Fiule, își amintește. Doar că o doare foarte tare capul. Totul va trece. Trebuie să avem răbdare. La masă era o tăcere mormântală. Se auzea doar ciocănitul furculițelor de farfurie. Fiecare se gândea la ale lui. Părinții lui Jeanne se uitau din când în când unul la altul și suspinau. După cină, membrii familiei s-au împrăștiat în camerele lor. Maxim a intrat la Jeanne cu o tavă în mâini. Aceasta dormea profund. S-a așezat pe podea lângă pat și a pus mâncarea pe noptieră cât mai încet posibil, pentru a nu-și trezi soția. A îndepărtat cu tandrețe șuvițele de păr de pe fața ei senină, gândindu-se că nu-l aude. A șoptit, ești cea mai frumoasă din lume și nu vreau să te pierd. Mie e atât de frică de asta. Sper că mă vei ierta, dacă ai ști doar cât de mult mă urăsc. Și-a îngropat fața în pătură și a plâns mult timp. Apoi a adormit de epuizare. Dimineața, Jeanne l-a găsit așa. I-a pus o pătură pe Maxim și a plecat în baie, iar când s-a întors în cameră după duș, a găsit trandafir de grădină într-o vază. Maxim nu mai era lângă pat. Jeanne și-a cufundat fața în flori și a inalat cu plăcere parfumul lor proaspăt. Acești trandafiri i-au plantat împreună în fața casei la aniversarea nunții lor. Florile serveau drept amintire a jurămintelor lor de la ceremonia de nuntă. Timp de aproape o săptămână, Maxim a avut grijă de soția sa, se întorcea de vreme de la serviciu, se ocupa de copii, se juca cu ei afară după școală casa a început să miroasă a flori proaspete. Părinții veneau la cină, încercând să o ajute pe fiica lor să-și recapete memoria. Aduceau albume de familie, arătau fotografii și-și aminteau povești amuzante. Serile s-au umplut de confort și căldură. Poate ar trebui să o suni pe Ecaterina? Îi este dor de tine. Și fundația se duce de răpă fără tine. S-a adresat fiicei sale mama, care deja epuizase toate încercările de a o ajuta pe Janne. O voi suna eu, dar nu acum. Jeanne și-a îmbrățișat mama pentru prima dată după mult timp. Bine, am plecat. Maxim a cerut să ia copiii pentru câteva zile. Petreceți weekendul cu folos. Jeanne și-a luat rămas bun de la părinți și copii. Mai era o oră până când Maxim urma să se întoarcă. Nu se putea ocupa cu nimic. Era într-o stare de oarecare zdrobire. Jeanne și-a pus căștile în urechi și-a pornit muzica pentru a se relaxa. Nu l-a auzit pe soțul ei venind. Aflată într-o stare de somnolență, Jeanne stătea în fotoliu cu ochii închiși. În minte îi se perindau scene din viața împreună cu Maxim. Atingerea ușoară a lui pe obraz i-a provocat fiori pe piele. Mâinile lui le ar fi recunoscut chiar și cu pierderea completă a memoriei. Maxim spunea ceva, dar muzica îi acoperea vocea. Jeanne a deschis ochii și a scos căștile, nedorind până în ultimul moment să iasă din această stare euforică. Bună! Scuze dacă te-am trezit! Dormei? Am ațipit puțin cu muzica! Pot! A luat o cască din mâinile ei. Îți place? Nu știam că asculți așa ceva. S-a mirat sincer Maxim, dând aprobator din cap. Jeanne îl privea atent pe Maxim, simțind în ea o furtună de sentimente provocate de mângâierea lui Tandră. Nu a avut timp să înțeleagă cum s-a întâmplat totul. Apropiindu-se de soțul ei, l-a sărutat. Maxim s-a retras nedumerit. Pe fața lui se reflecta și bucurie, și neîncredere, și durere, și iubire. Jeanne, văzând o astfel de reacție la gestul ei, a izbucnit brusc în râs. Niciodată nu m-aș fi gândit că o femeiat ca tine se va speria de un sărut. Ce? a întrebat Maxim nedumerit. Credeai că așa ceva se uită? A spus Jeanne serios, strângând căștile în mână. A fost o farsă? Te-ai prefăcut? Am decis să profit de ocazie. Dar cum?" Doctorul mi-a spus că pot exista pierderi de memorie după astfel de traume. Nu-mi poate citi gândurile, dar pot spune orice vreau." A ridicat din numeri. Maxim s-a așezat în față și a băgat mâinile în păr și le-a strâns de supărare. Era gata să plângă. De ce te porți așa cu mine? S-a uitat la soția lui cu ochi plini de suferință. Iar tu, atâția ani mai făcut de râs, mi-ai călcat în picioare sentimentele. Adică ai vrut să te răzbuni? Ți-a reușit. Dar tot nu voi înceta să te iubesc. Jeanne, am realizat multe în ultima vreme. Și nu am pe nimeni mai drag decât tine. Copiii nu se pun la socoteală cu părinții, dar amantele tale, modelele, asistentele. Nu te lega de cuvinte. Nu mă leg de cuvinte. Maxim. Atunci de ce toată această mascaradă? Ești prost, a râs ea, apropiindu-se de el și luându-le de mâini. În privința asta, probabil ai dreptate. Dacă aș fi fost mai deștept, aș fi apreciat ceea ce aveam. Încai noi, familia ta, afacerea, prietenii, viitorul, la urma urmei, viitorul. Numai dacă vei fi alături de mine, a șoptit el, strângându-i mâinile soției la piept. Sunt gata să-ți dovedesc că nu mai am nevoie de nimeni altcineva. Mi-ai dovedit deja, Maxim, a răspuns Jeanne și a zâmbit, încercând să-și înăbușe nodul din gât. A strâns-o în brațe, inalând parfumul iubit al părului ei, a închis ochii și nu a mai vrut să-și lase Jeanne să plece nicăieri. Au petrecut acest weekend împreună. Părea că lumea și-a oprit mișcarea. De teamă să nu distrugă fericirea regăsită. Se bucurau de prezența celuilalt, ca și cum ar fi fost luna lor de miere. Jeanne și Maxim au fost de acord să nu-și mai amintească și să nu mai discute despre trecut, pentru a nu redeschide răni și a nu hrăni resentimente în suflet. Câteva luni mai târziu, au aflat că Jeanne este din nou însărcinată. Toți membrii familiei s-au adunat la masa de prânz pentru a auzi vestea personală de la viitoarea mamă. Dragii noștri, vrem să vă bucurăm cu o veste! Jeanne a făcut o pauză, privind în jur la fiecare persoană prezentă la masă. Eu și Maxim vom avea un copil, poate chiar doi. Toți membrii familiei au fost nespus de bucuroși, dar cel mai bucuros a fost Maxim, care se uita cu dragoste la frumoasa și înțeleapta lui soție.